Aceste pachete conțin făină albă de grâu, 5 pachete, mălai, 4 pachete, paste făinoase, 2 pungi, ulei, 4 sticle, 4 litri și mai conțin zahăr, orez, conserve de carne de vită și de porc, conserve de pateu de ficat, compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic. În total sunt 38 de ambalaje și greutatea unui colet este de 25 de kilograme. De această dată, pachetele de la Uniunea Europeană au avut drept țintă beneficiarii cu ajutor social, persoane cu handicap ce primesc sume mici, dar și cele care încasează alocație pentru susținerea familiei, acordată în baza legii numărul 277 din 2010 prin dispoziția primarului. Și se vor distribui în primele 45 de zile pentru persoanele care beneficiază, ale căror familii beneficiază de venit minim garantat și alocație pentru susținerea familiei. Actele necesare sunt buletine respectiv certificate de naștere originale pentru familie, pentru adulți și copii respectiv și după cele 45 de zile stocul rămas se va distribui către persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. Chiar dacă nu au mai frumat cozi imense sau nu s-au mai îmbulzit ca în anii anteriori, unii beneficiari au venit să intre în posesia pachetelor. E de folos. Am un ajutor de 1.402.000 lei. Zahăr, ulei, mălai, făină, paste. Necesare. Poftim? Necesare. Da, cum? Dar eu sunt bolnavă. Și de-aia am cerut lui băiatul să nici n-am cu ce să plătesc taxiul ăla, să mă duc tu, m-am vestit. Mi-a dat o fată 10 lei, m-a întrebit 5 lei de unii. Au început deja să vină. Destule persoane au venit să se intereseze. Multe persoane care sunt încadrate în grad de handicap ne-au întrebat. Și au început să vină și să ridice persoanele care au ajutor pentru susținerea familiei, alocate pentru susținerea familiei sau venit minim garantat. Din cele 2300 de pachete cu hrană de la Europene au ajuns în centrul de la Ploiești aproximativ 900. Ele vor fi distribuite începând de astăzi, iar procedura de atribuire este una extrem de simplă. Valoarea fiecărui pachet depășește 50 de lei.